Igor Grosu, vicepreședintele PAS, deputat, liderul fracțiunii PAS în legislativul Republicii Moldova, în studioul Europei Libere de la Chișinău. S-a consumat un eveniment ieri, ați avut aceste proteste la care au participat câți oameni? Noi n-am făcut o estimare, n-am contat, n-am vrut să fie un număr, n-am pus accentul pe număr, pentru că ați zis probabil. Am ținut cont de regulile pandemiei, da, toată lumea cu mască, distanță socială, tinerii noștri dizi dimineața au mers și au marcat distanța. A fost un meeting de mobilizare, a fost un meeting prin care noi am dorit să arătăm încă o dată. Guvernarea este surdă la tot ce se întâmplă și a fost și un meeting, în primul rând, în susținerea agricultorilor. Dar acțiunile astea de protest au avut loc la câteva zile după ce patru fracțiuni din Parlament au anunțat că se întâlnesc pe platforma din legislativ ca să discute tocmai criza în care s-a pomenit și agricultorii și criza sanitară și pregătirile pentru buna desfășurare a scrutinului prezidențial. Exact. Să ne spuneți mai întâi ce scop urmăriți dumneavoastră cele patru fracțiuni din Parlament, care totuși sunt puterea și opoziția. Da, deci v-au noi ademenit cumva cei de la putere? Nu, îi se fac iluzii dacă cred că ne-au ademenit. Noi am zis că dăm curs invitații, da, pentru că noi am cerut, domnule, haideți să venim cu niște măsuri pentru agricultori, pentru combaterea sau pregătirea către anul școlar, din punct de vedere a securității, sănătății copiilor. Codul electoral a rămas o restanță, cele șase adrese sau critici aduse de Curtea Constituțională nici acum nu au fost rezolvate. Ele se plează pe ok, dar inițiativa noastră vine din partea PD-ului? A venit din partea PD-ului. Noi am domnul zis, Filip, da, noi a lăsat zis, să se înțeleagă că ei ar fi un fel de împăciuitori. Noi nu pretindem la rolul de împăciuitori. Ei au manifestat deschidere. Noi am zis că n-ar fi corect dacă nu mergem la aceste discuții. Am mers. Discuțiile au început, asta vreau să vă spun, pe primele două subiecte, agricultorii țăranii, adică și problema secetei și așa mai departe, și pandemia. Al treilea încă n-am ajuns să-l discutăm, dar mesajul pe care îl transmitem noi prin protestul de ieri este foarte simplu. Faptul că au loc discuții de platformă parlamentară, au loc întâlniri la ministeri, asta nu înseamnă că noi am crezut pro bono că lucrurile se rezolvă. Deci până nu o să vedem convocată ședința Parlamentului, până nu o să avem pe masă proiecte de legi venite de la guvern, pentru că în majoritatea cazurilor guvernul trebuie să vină cu aceste inițiative, până atunci noi nu avem motive de fericire, de optimism. Da, ei încearcă să prezinte, mă refer la guvernare, în special Partidul Socialiștilor, să prezinte asta ca o mare victorie. Victorie nu-i. Rămân țăranii cu problemele lor, rămâne sistemul de sănătate, educație cu problema pandemiei și rămâne codul electoral neactualizat. Dar această intenție, idee, ar putea să ducă la crearea unei majorități, coaliții largi în Parlament? Sunt două lucruri diferite. Deci noi, cum am spus, nu avem motiv deocamdată să credem în buna intenție a guvernării și explic de ce. Lucrurile astea pe care noi le propunem sau deja care au ajuns pe masa guvernului se discută din mai. Din mai se discută, din luna mai. Toată lumea când a ieșit din iarnă, primăvară, pentru toți a fost clar că pe lângă pandemie o să avem și secetă. Impertinența sau nu știu cum să zic eu, mai indiferența cu care guvernul până acum, guvernarea guvernului Dodon până acum a tratat problemele astea, nu ne face să credem că ei sunt până la capăt dispuși să rezolve. Faptul că au ieșit fermieri, asta deja e o presiune pe ei și foarte bine că au făcut lucrul ăsta, pentru că altfel nu aveau să fie auziți.
De aceea rezolvăm, încercăm punctual să rezolvăm problemele fermierilor, să pregătim începutul anului școlar și, desigur, să insistăm pe actualizarea codului electoral. Ajungem la toate aceste probleme, dar mai vreau o precizare. Vă rog. Încă din primăvară s-a vorbit că ar putea să se ajungă la o moțiune de cenzură împotriva guvernului Chicu. Uh-huh. S-a ajuns la acea moțiune de cenzură. Dumneavoastră ați fost cei care i-ați invitat cu insistență pe colegii dumneavoastră democrați să discutați totuși dacă e cu putință sau nu să fie voturi suficiente pentru a debarca guvernul Chicu și mai ales pentru a investi un alt cabinet de ministri. Și atunci PD-ul s-au arătat rezervați. S-au arătat rezervați. Noi am avut o discuție la nivel de președinți. Am zis că haide în prima sursă să află poziția PD-ului. PD-ul a zis că nu este gata pentru asemenea pas. Da? Noi am mers mai departe cu moțiunea. Colegii de la platforma DA au insistat. Exista pericolul ca sesiunea să fie închisă mai devreme și s-a dovedit, s-a adeverit lucrul ăsta. De aceea am mers, sigur, asumându-ne riscurile, pentru a avea ocazie în plus să explicăm și oamenilor și guvernului că nu face nimic. Ideea mea era să cer un răspuns de la dumneavoastră dacă cumva PD-ul acum este mai cooperant cu partidele din opoziție. Cel puțin pe trei dimensiuni astea, pandemie, secetă, combaterea secetei, pandemie și modificarea codului electoral, noi vedem deschidere. Acum, mai departe de aceste trei obiective, cred că e bine să întrebați pe dumnealor. O să întrebăm și pe dumnealor. De ce în fruntea celor... Eu sunt sigur, eu cunosc că interacționăm cu deputații din PD și cu reprezentanții lor din teritoriu, mă refer la primari, consilieri, ei nu sunt confortabili în această alianță și lucrul ăsta este vizibil. Și chiar credeți că ar putea să se zdruncine această firavă majoritate parlamentară? Orice e posibil. Vedeți, deja doi din cei care erau deja la socialiștii combat traseismul, dar văd că s-au mai ales încă cu doi deputați, mă refer la cel faimoșii Andronache și Nichifor Ciuc. Despre acești doi aleși ai poporului se zice că ei de mult erau în tabăra socialistă. Probabil acum și-au oficializat așa relația, să nu mai zic lumea că sunt nici acolo, nici acolo. Au trecut de partea lui Dodon direct și înțelegem că la mijloc sunt scheme pe care acești doi le-au avut și pe timpul lui Plahotniuc. S-au înfruptat bine mersi și acum se înnădușă, probabil, nu pot fără aceste scheme. Dar plecarea lor face parte din acea purificare pe care o așteptați din partea PD-ului ca eventual să ajungeți vreodată la un consens, compromis cu sigur că aceste fracțiunea democrată? Aceste două personaje n-aveau cum să se regăsească sau noi nu aveam cum să discutăm cu ei, cunoscând trecutul lor, metodele lor de a prelua afaceri, scheme și așa mai departe. Că au plecat, eu cred că e bine, da, să se separe lucrurile, apele, și ei oricum sunt emblematici la capitolul corupției, scheme, și eu cred că asta dă bine unui partid care vrea să se lepede de un trecut mai puțin plăcut. Dar de bine sau nu socialiștilor, pentru că și pentru ei contează imaginea. Eu nu știu ce imagini mai putem vorbi noi în cazul socialiștilor, pentru că pe timpul guvernării lor reapar, reînvie, se resuscitează toate schemele lui Plahotniuc. Și vă dau câteva exemple. Dacă pe timpul guvernului Sandu contrabanda cu țigări era la zero, acum a înflorit în 9 luni de zile, este așa, a înflorit anume în timpul pandemiei. Dar și e atât de ușor să fie reactualizată o schemă care absolut, a fost distrusă? Absolut, pentru că ai un om pus la ASP, agenția proprietății publice, da, care dă niște licențe, dai două licențe a două companii din Transnistria, aduci masiv din Belorusia și China, prin Europa, aduci foarte multe țigări, mai mult decât consumă cei din Transnistria, da, fără accize, după care le scoți încetișor deja prin filiera cunoscută și le duci în Uniunea Europeană. Asta e o schemă. Da. Alta, metal feros. Ați văzut niște descinderi zilele astea.
finalitatea e zero, pentru că cam toți din cei care au fost prinși, și aia erau încă din tagma lui Plahotniuc, dacă, după care au trecut în slujba lui Dodon, toți au fost eliberați. Da, o altă schemă. Acum, mai nou, un alt business profitabil este să preiai cariere. Din nisip, din pietriș, și asta iarăși la acești doi indivizi. Dar sunt scheme care, de tutun nici nu mai zic, aventura cu amendamentul celălalt din ultima ședință a Parlamentului, prin care trebuia să fie facilitate niște companii și niște indivizi. Și inițiativa venea tot din tabăra. De la Nichiforciuc tot a venit, ca să spunem așa, pe nume, și noi am reușit să-i convingem și pe socialiști și pe pediști că e urât ceea ce se întâmplă și noi o să facem gălăgii din asta. Ne-au înțeles, drept finalitate, n-a trecut acest amendament. Domnul Grosu, dumneavoastră vorbesc cu ușurință despre schemele care s-au reactualizat, dar unde sunt instituțiile statului? Eu nu vorbesc cu ușurință, eu vorbesc cu un sentiment foarte neplăcut. Dar cât de ușor se pot relua năravurile, într-un fel? Da, pentru că năravurile astea au fost la Dodon tot timpul. Ele n-au dispărut. Pe timpul cât am fost noi într-o alianță, el nu își permitea lucrul ăsta. Sau și știa că o să fie sancționat foarte dur și noi nu o să tolerăm. Acum, având Maiu, având Poliția de Frontieră, dar cine mai lucrează acolo pentru fiscul, domnul Pușcuț închide ochii, nu vede nimic, dar e imun la toate lucrurile astea. Și asta în timp ce bugetul statului are nevoie și sigur, în timp ce bugetul statului e ciuruit, și e ciuruit nu atât că nu sunt bani. Bani niciodată nu o să ajungă. E ciuruit de poftile electorale a lui Dodon. El de ce cu atât greu, cu atâta greutate găsește sau se găsesc bani pentru agricultori? Da, până de unul spuneau 100 de milioane, mai mult nu-i de unde. Gata, s-a terminat. Acum am ajuns la 300 de milioane. Da, pentru că sunt proiecte electorale pe care el e gata, pentru care el e gata să sacrifici oamenii, sacrifici medicii, numai să obțină al doilea mandat. Da, cunoașteți că aveți multe reproșuri. Când erați într-o coaliție acum și PSRM, lucrurile arătau într-un fel, după ce ați fost debarcați de la putere, tot încercați să vă răzbunați că este așa Dodon. L-ați știut și atunci, l-ați cunoscut și până atunci. Deci noi atunci am dat o șansă, pentru că asta era înțelegerea. Haideți împreună să începem cu reforma justiției. Din la independență până acum, toată experiența asta a arătat. Dacă nu faci reforma justiției, ajungi tot de acolo de unde ai pornit. Haideți împreună să facem reforma justiției. Temerea lui și argumentul lui era în felul următor. Voi vreți să faceți un DNA aici? Când începeam noi să vorbim despre da, asta, zis și evaluăm ăștia, judecătorii, procurorii. Nu voi vreți să faceți un DNA și să mă băgați la pușcărie cum l-au băgat românii pe Dragnea sau pe alți eroi de acolo. Deci omul se temea. Omul ducea, drept dovadă, a dus tratative separate cu PD-ul, drept dovadă și-a tras pe al de Druță, pe al de Sternioală, poale lungi. Acum mai nou, înțeleg, vrea să-l aducă la P.C. Cox, pe fostul șef de la P.C. Cox, despre care țipau PSR-miștii că e o procuratură care distruge afaceri, preia, închide oameni și așa mai departe. Deci el încet, încet, el nu e capabil să construiască. El înțelege că sistemul, el vrea să preia sistemul lui Plahotniuc, nu îi se primește și nu o să îi se primească, pentru că ceea ce face el îl arată vulnerabil. Eu cred că și sunt sigur că nici oamenii nu o să-i permită. Și da, oamenii din sistem care au gustat, hai zic așa, din perioada aceea când au văzut că se poate și altfel, fără indicații la telefoane, fără presiuni, fără intimidări, putem și altfel construire. Dar nu auzim pe nimeni din fracțiunea PSRM să se revolte dacă chiar ar exista atâtea ilegalități. Nu auzim. Ei așa, între ei se mai lamentează acolo și discută și amintesc de timpuri mai bune, dar e problema PSRM-ului, că așa e construit probabil, așa e modelul de business, da, în PSRM. Se tace, nu există disidență și dacă ar exista, repede ar plăti cu datul afară. Așa. Cât timp veți discuta pe această platformă parlamentară cele patru entități din legislativ? O să discutăm atât timp cât o să vedem că există progrese.
Puteți ajunge la convocarea unei sesiuni extra parlamentare? Eu sunt convins că noi putem, numai să fie voință, da, din partea lor. Mai nou, văd că au anunțat că sunt vreo 15 lucrători din Secretariatul Parlamentului infectați. După mine, asta nu e motiv să nu convoci ședința Parlamentului, pentru că atunci când ai lor erau infectați deputați și stăteau în sală, bine mersi, nu s-au sinchisit și au desfășurat ședința parlamentară. Eu, unicul impediment la moment care îl văd, cel puțin la capitolul soluții pentru agricultură, este că, da, s-a discutat o săptămână întreagă la nivel de experți, dar la moment nu avem nimic pe hârtie. Și soluțiile care, de-aia și spun că... Azi au ieșit în spațiu public doi deputați socialiști. Da, unul care spunea să stăm acasă, să ne rugăm să nu facem nimic altceva, și altul număra cât de bine... Păi, dar tocmai cu ei discutați platforma parlamentară. Cu ei discutăm și le-am spus că lăsăm noi rugăciunile într-o parte, da, și rugăciunile nu trebuie să substituie lucrul nostru de deputați, da, și de funcționari publici, așa mai departe. Deci noi trebuie să avem de la guvern pe masă proiectul de lege care vizează, spre exemplu, reeșalonarea datoriilor agricultorilor. 1. 2. Proiectul de lege care permite ca datoriile față de bănci, datoriile față de fisc să poată fi acoperite din TVA-ul plătit de agricultori. Deci, acestea sunt lucruri concrete. Modificarea legii bugetului prin care încă 200 de milioane o să fie puse deoparte pentru a compensa pierderile. Iată, când am să vedem lucrurile astea pe masă, atunci o să credem în buna intenția lor. Dar, repet, lucrurile astea erau clare și explicabile încă din mai. Faptul că ei au tras de timp, s-au acoperit cu pandemie, hai că amuși poate o să plouă, poate nu știu ce o să întâmple. Abia acum, Dodon, două săptămâni, au început să vorbească de credit de urgență din partea Băncii Mondiale. Noi vorbim de două luni, vorbim și spunem, domnule, adresați-vă Băncii Mondiale. Există precedent. Noi am mai apelat la asemenea instrument. Ei secetă, ei văd, toată lumea e afectată. Adresați-vă? Nu, au neglijat că acum să înceapă a discuta. Păi sigur că procesul o să dureze. Nu suntem doar noi pe capul Băncii Mondiale. O să înceapă negocieri, o să apară niște condiționalități. Condiționalitățile trebuie să îndeplinite iarăși unde? În Parlament. Dar Igor Dodon a reacționat și a spus că inclusiv aceste proteste ale agricultorilor ar fi politizate pentru că în spatele lor stau forțe politice și... Igor Dodon face ce a făcut din toate timpurile. El dizbină, el insultă, el vine cu minciuni. Da? El tot timpul o să găsească o scuză. El numai nu o să recunoască că lui este indiferent soarta oamenilor ăștia. Pentru că nu privești, nu tratezi problema agricultorilor doar prin prisma investițiilor în agricultură, roade care îi primesc și așa mai departe. Deci trebuie să privești agricultura și cu o componentă socială foarte mare. Deci vorbim de sate, vorbim de oameni care nu-și mai prelucrează pământul, cota, da? Și o dau liderilor ăștia agricoli. Nu vorbim de agricultori, nu de granzi, baroșanii care s-au oploșit în jurul lui Dodon, care îi cântă osanale, care îi plătesc vacanțele și așa mai departe. Noi vorbim de micii agricultori care au adunat, nu știu, 100-200 de hectare de la oamenii din sat și oamenii din sat acum așteaptă, normal, să-și primească, nu știu, 500-600 de kilograme de grâu pentru că are niște vietăți în curte. Și el se gândește să treacă peste iarna. Deci asta e metoda lui Dodon. Atunci când nu are argumente, el începe a căuta milionari printre agricultori. Noi spunem unii sunt milionari. Sunt milionari socialiști. Adică paradox. Chiar sunt milionari socialiști? Da, sunt milionari socialiști. Sunt români socialiști. Au 4 sau 6 cetățeni a României socialiști. Da. Sunt burgheși, adică cum ar fi un paradox. Comunist ortodox. Deci, mai urmat o reacție din partea lui Igor Dodon, spunând că este foarte mulțumit că au reușit să rămână pe... În afara dialogului, celelalte două componente, grupul Pro-Moldova lui prieten și Partidul Șor, deputații din Partidul Șor. Și el a spus că, în sfârșit, lucrurile par să fie clare. El să nu-și facă iluzii, să creadă că nouă ne face mare plăcere să discutăm cu el, da? Pentru că el e fostul lor partener. Și Șor și Pro-Moldova
Ei până anul trecut erau toți împreună. Și noi suntem departe de gândul cu cel puțin cu una din aceste componente, ei nu discut acum. Cu cine? Faptul, cu partidul Ușor? Faptul că doi deputați subit, dar foarte subit, s-au infectat, știind că ședința extraordinară o să fie, nu ordinară, nu o să fie joi, dar lunea, când nici noi nu știam, da, pe noi la 8 dimineața luni ne-am telefonat. Și aici dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că Igor Dodon ar discuta cu Ilan Șor? Sigur. În mod cert. Aveți certitudine? Prin interpuși discut, dacă au prietenit ei până acum, plus acești doi deputați, subit sau îmbolnăvit. Altă dată, eu v-am spus că am cunoscut deputați chiar socialiști care au, știind, toată lumea știind că sunt infectați, au venit în sală cu mască, au stat, au votat și după care deci s-au dus. Deci se face teatru, spectacol. Da, e teatru. Ăsta e Dodon care... permanent a trădat. El l-a trădat și pe Voronin, el l-a trădat și pe Plahotniuc, el l-a trădat și Alianța de anul trecut. Ăsta e Dodon. Și eu sunt mai mult decât sigur că el încearcă acum, el înțelege că într-un joc corect, onest, el nu poate câștiga alegerile în toamnă. Da? Și atunci caut probabil să reconstruiască podurile cu vechii aliați. Dar l-ar avantaja o alianță cu deputații din Partidul Șor, pentru că el e tocmai cel care se spune că acum încearcă să demonstreze că miliardul dispărut poate fi reîntors? Eu, iarăși, încă o etichetă pe lângă faptul că trădează pe bandă, el și minte pe bandă rulantă. Deci n-a recuperat nimic. Deci până în ziua de azi nu s-a recuperat nimic. Deci pe lângă hoții este și foarte multă minciună. Deci nu a recuperat absolut nimic. Eu sunt membru a Comisiei Parlamentare pentru Securitate, Ordine Publică. Noi am primit raportul intermediar de la Procuratură, progresele în investigarea furtului miliardului. Zero. Zero. Dimpotrivă, după ce a eliberat indivizi implicați în furtul miliardului, Landromatu, ucigaș mai nou din pușcării, vedem că la unele bănci au apărut probleme. Cel puțin la două bănci au început probleme serioase. Și ar putea să se zdruncine iarăși situația din domeniul bancar? Eu foarte mult sper că Banca Națională, în care noi atât de mult am investit și ca așteptări și ca legi, da, ca cadru legal care să-i permită să-i apărăm de toate paratresnetele astea, o să aibă poziții dure și o să reacționeze de fiecare dată. Nu o să le fie ușor, da, ei încearcă, hoții încearcă să-și preia sau să-și rea activitățile vechi, nu o să fie atât de ușor pentru că o să afecteze grav investitorii străini. Asta duce imediat la deteriorarea relațiilor noastre cu partenerii de dezvoltare. Dar, cum spuneam, astea sunt hoții, ei tot timpul o să încerce. Domn Grosu. Iar noi suntem cei care tot timpul trebuie să le spunem nu, stop, aici e schema. Dar dacă admiteți că chiar și prin interpuși ar exista înțelegeri între Igor Dodon și Ilan Șor, înțelegerile astea pot fi valabile și pentru Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc? Eu, din toate analizele care le fac, da, eu deduc că se discută. Se discută, se încearcă discuții și așa mai departe. Nu pot să vă deschid toate parantezele, dar el tot timpul a fost abil, Dodon mă refer, da. El după ce a trădat, revine înapoi și caută canal de comunicare. Nu asta e felul lui. Cineva l-a numit dăunăz animal politic, cel la cinic. Asta el, nu o să-l schimbi nimeni până la urmă. Eu spuneam și la meeting, poți să scoți pe Dodon din președinție, dar hoția din Dodon, trădarea din Dodon, nu o mai scoți. Ok, și atunci cei care s-au desprins de, să zic așa, anturajul lui Plahotniuc, care sunt democrații lui Pavel Filip, ei rămân în aceeași barcă cu socialiștii, bănuiesc că știind această situație. Da, eu sunt mai mult ca sigur că ei cunosc această situație. Ei cunoșteau și despre comportamentul ăstora doi, care a fost până de mult cu acte în regulă, hai zic așa, la PD. Acum deja sunt cu acte în regulă la PSRM. Dacă le reușește și în continuare să mențină linia asta, eu cred că e bine pentru ei, e bine pentru
partid, e bine pentru clasa politică, că totuși poate să te separi de trecut și să încerci să construiești ceva nou. Pentru că mai devreme sau mai târziu, noi toți, mă refer la politicieni, dăm ochii cu alegătorul. Și nu o facem în toamna asta toți, în primăvară o să facem toți. Mă refer la anticipate parlamentare. O să mai existe o moțiune de cenzură? Nu am detalii acum. Discuții au fost, dar la moment toate, haideți zic așa, toate forțele, toată atenția e canalizată pe problema agricultorilor, pe pandemie, cod electoral. Deci încercăm aici să rezolvăm, pentru că situația chiar e catastrofală în privința agriculturii. Republica Moldova a trecut de 30.000 de cazuri de infectări cu noul coronavirus. Asta arată că situația continuă să rămână destul de complicată, dificilă. Aveți în vizor acest subiect? Sigur. S-a încercat să fie înlocuită, ministra sănătății a rămas în funcție. Cum puteți acum să găsiți o soluție pentru depășirea crizei sanitare pe această platformă parlamentară? E complicat. Noi, în primul rând, încercăm să canalizăm toate forțele pe deschiderea noului an școlar. Pentru că, atâta timp cât a fost de astăzi vacanță, au început să activeze grădinițele private. Private, da. Dar vine anul școlar și noi nu mai putem ține copiii. Dați seama, jumătate de ani am ținut departe de procesul educațional. Ministerul Educației a venit cu cele 7 scenarii. Au venit cu cele 7 scenarii. Noi avem un grup în care participă și deputații de la PAS. Discuțiile cu Ministerul Educației sunt bune. Vor veni cu niște calcule pentru situația în care profesorii vor avea două schimburi, deci va trebui să suplinim finanțarea, pentru că vor avea un torent dimineață, unul după amiază. Vor fi mai puțin copii în pentru că trebuie să clasă. Asigurăm mai puțin copii și cumva fluxul așa să nu se intersecteze mai puțin se intersecteze prin spațiu școlar. Tot ce ține de echipamente, de protecție. Dar există certitudine că anul de studii începe la 1 septembrie? Deocamdată facem calculele din scenariu când începem. Acum, cum o să evolueze situația pandemică, o să urmărim. Clar că o să ne adaptăm în dependență de situația pandemică. Înțelegem cu toții, dar iarăși, cum am spus, nu putem ține toată țara închisă. Deci, guvernul a eșuat în primele 3 luni. Dacă, într-adevăr, erau luate măsuri care permiteau să oprim, să diminuăm, era altă situație. Acum trebuie să permiți într-un regim clar că mai special și agenților economici să activeze și universităților și grădiniților, școlilor și așa mai departe. Și a treilea subiect pe care codul electoral ar trebui să-l discutați, da, este codul electoral, da, și pregătirea pentru buna desfășurare a scrutinului prezidențial. Exact. Timp a rămas puțin până foarte la alegerile puțin prezidențiale. 25 august începe perioada electorală. Da, dar vreau să vă întreb când mai reușiți să modificați codul electoral și când intră în vigoare, dacă regulile de joc se schimbă în timpul jocului. Nu, dacă regulile se schimbă pentru a îmbunătăți procesul, eu nu văd o piedică. Da? Inițial se credea că sunt mai multe piedici decât îmbunătățiri. Da, pentru că ceea ce a venit, ceea ce a semnat, ce au semnat socialiștii, da, și au adus în Parlament, nu rezolvă multe probleme. Nu rezolvă problema transportării, și aici trebuie să o spunem franc, este vorba, Dodon pregătește transportarea masivă, organizată, asta ar însemna a alegătorilor din Transnistria, pentru bani. Dar cum ar putea el să pregătească? Cum a făcut-o și data trecută? De data trecută a făcut-o împreună cu Plahotniuc. Și acum asta, nu este Plahotniuc. De data asta o să o facă împreună cu Gușan, Krasnoselski și cu cei care îi patronează de la Kremlin. Matematica e simplă. Și chiar credeți că ar fi cu putință să aducă atâți alegători din stânga Nistrului? Eu nu știu cât ei o să poată aduce, eu pot să le promit că noi nu o să le permitem ca ei să-i aducă. Atâta timp cât vorbim despre un teritoriu ocupat de o armată străină, lucru confirmat și pentru o decizie a Curții Constituționale, atâta timp cât partidele politice, concurenții electorali, nu au cum să ajungă în Transnistria să ofere, să-și prezinte platforma. Deci orice venire, aducere organizată, cum a fost dat trecută, contra 400 de lei,
Dar pentru vot nu va fi admis. Alte modificări la codul electoral? Alte modificări ține de îngrădirea drepturilor observatorilor. Socialiștii au avut așa inspirații, nu știu, una din Coreea din Nord, nu știu de unde, să nu le mai permit observatorilor să facă rapoarte înainte de campanii electorale sau să prezinte periodic. Da? Pentru că logica e simplă. Alegerile de la Hâncești au arătat cum socialiștii încearcă să-și actualizeze schemele de mituiri. Ei mituiesc cu mult înainte, încep să mituiască cu mult înainte, cu butelii de gaz, cu pomeni și așa mai departe. Deci asta e o problemă. Implicarea bisericii este altă problemă. Da, ăstea sunt și adresele pe care le... Exact, sunt adresele Curții Constituționale încă din 2016. Da. Reflectarea în mass media. Deci este o... să vedem cum o să... câte secții de vot o să fie deschise în diaspora. Da, și unde în diaspora. Deci sunt probleme foarte serioase. Domn Grosu. Mesajul nostru, scuzați că interi, mesajul nostru către socialiști, platforma asta de patru fracțiuni, eu le-am spus foarte franc, colegi, unicul lucru care îl cere opoziția, reguli clare și corecte de joc. Când nu sunt reguli, dacă nu vă este suficient argumentul meu, vă uitați prin zonă ce se întâmplă, inclusiv și în Belarus. Noi nu mai putem și nu o să admitim ceea ce au făcut ei în 16, ceea ce au făcut în 2016. 2016, ce au făcut Plahotniuc cu adusul organizat în 2019 încoace și ce au făcut ei în Hâncești 2020. Da? Deci noi nu o să admitim lucrul ăsta și dacă vrem alegeri corecte, reguli clare pentru toți și mergem la alegător. Dialog cu deputații grupului Pro-Moldova și Șor nu există. Ok, vorbiți despre aceste modificări la codul electoral. Ele trebuie să fie aprobate în a doua lectură, în ședință în plen. Absolut. Când vă convocați? Noi am propus chiar și săptămâna asta, săptămâna viitoare, când doriți. De la propunere până la convocare e o cale lungă. Deci eu aștept cel puțin să pună pe masă, mi s-a promis că azi să fac ultimele retușeri la propunerile care vin pe agenda problema agricultorilor. Dar asta ar putea și guvernul, am înțeles, că se decide cum rezolvă problema agricultorilor. Ține de Parlament. Aceste revendicări care vin din parte. Ei trebuie să vină în Parlament, pentru că este vorba de rectificarea legii bugetului, o lege specială pentru eșalonarea. Și credeți că guvernul nu își poate asuma răspundere? Nu știu dacă își pot asuma. Asta ar însemna un joc murdar. Da? Dacă ei fac lucrul ăsta și o spun așa cum este. Inițiativa a venit de la Parlament, totuși, de platformă parlamentară, și atunci nobles obliși trebuie să vii în Parlament. Dacă aveai bunul simț și te gândeai la agricultori, o făceai de mult cu asumarea prin iunie, prin mai, și eu cred că nimeni n-avea să protesteze din Parlament, domnule, de ce v-ați asumat și n-ați venit la noi? Dar așa cum n-au făcut-o, noi am fost cei, sau parlamentarii, au fost cei care au venit cu inițiativa, fiți amabili și veniți în Parlament. Nu ați dus la bun sfârșit gândul dacă va exista sau nu a doua moțiune de cenzură. De ce vă pun această întrebare? Pentru că dacă nu există moțiune de cenzură, e cert că guvernul Chicu ar trebui să asigure alegeri libere, corecte. Nu pot acum cu certitudine să vă spun va exista sau nu va exista. Discuții sunt la acest subiect. Dar, cum spuneam, acum toată atenția este canalizată pe aceste trei subiecte, pe aceste teme, atenuarea efectelor secetei, COVID-ul și amendarea legislației electorale. Sigur că vom reveni și la acest... Problema pe care o văd eu, majoritatea socialiștilor, am eu așa o temere, o intuiție, cam toți stau și se bronzează pe undeva, dacă nu prin Turcia, probabil prin Crimea. Ieri ați anunțat că și Igor Dodon nu este în țară. Da, el nu ne uimește prin abilitatea asta lui de a se hodini des, pauzele lungi și des, pentru dânsul să cheie marilor succese. Da, am auzit și noi echipi în Turcia pe undeva. Și eu am intuiesc eu și alți deputați socialiști pe tot așa împărtășesc aceste ocupații, să hodinesc. Și atunci, dacă nu se cunoaște când vă veți convoca în ședință în plen, în legislativ, timpul se scurge repede, am spus,
când mai intră în vigoare aceste amendamente la Ele pot intra foarte repede. Noi putem vota în două lecturi în aceeași zi. Da, în aceeași zi pot... Deci inclusiv în septembrie, dacă vă adunați sigur, în ședință eu în Parlament. Eu mult sper și vom insista noi în august, de bunul simț. Pentru că, așa cum au transmis agricultorii, ei nu o să plece nicăieri. Nu o să plece nicăieri pentru că nu este motiv de încredere și de a crede în promisiunile lui Chicu și guvernul Dodon. Da, deja etapa promisiunilor a trecut. El n-a fost capabil până acum să facă. Legile votate, proiectele puse pe masă, votate și atunci poate ei se întorc înapoi. Pe final, vreau să vă întreb o părere dumneavoastră despre protestele din Belarus și despre cooperarea pe care o are Republica Moldova cu această țară. Vedeți finalitatea? Da, eu, sincer, pentru mine a fost o revelație și a fost așa plăcut să văd un popor care a stat cu minte. Eu îl vedeam foarte cu minte timp de 26 de ani. A răbufnit și a răbufnit frumos. A avut curajul văzând că a votat una, dar de la urne a ieșit rezultatul altul, să iasă în stradă. Am mai avut și un sentiment foarte așa, amintirile neplăcute, 7 aprilie. Da, erau deja viu pentru mine, am participat activ, am fost martor la ce se întâmplă atunci. Și eu foarte mult sper că, și sunt convins că acolo lucrurile sunt irreversibile. Pentru irreversibile, în sensul ce ar în care pleacă va cădea regimul o să Lukashenko? Plece. Da, nu mai. Oamenii nu-i mai bagi în apartamente, nu-i mai bagi în întreprinde. Ei au simțit ceea ce numim noi, solidaritate, au ieșit mamele, au ieșit medicii, au ieșit muncitorii de la industria. Da, deci, dar l-ați auzit pe Lukashenko care spunea că ieși mâna NATO, ieși da, păi cum, ieși mâna cu evrei și extraterestrilor. Asta e, cum să zic eu, melodia pe care o cântă, narativul pe care îl au toți dictatorii. De la Ceaușescu, Gaddafi, ăsta din, mai am scap, mare personalitate din Ucraina, care era tare fioros și în ultimul moment a luat helicopterul și a zburat. Deci toți dictatorii au narativul ăsta. Ei odată și odată fie Ianucovici. Ianucovici, mersi. Fie reușesc să fugă, fie ajung la pușcărie. Acolo lucrurile sunt inevitabile. Lumea a obosit de Lukashenko. Lumea a obosit să teamă. Și asta este bine, e un semnal bun. Nu doar, eu mă bucur pentru poporul belorus, dar e un semnal bun și pentru noi. Dar despre negocierea creditului rusesc pe care îl așteaptă autoritățile Republicii Moldova, ce mai cunoașteți? Cunosc că ei au lansat procesul, au reluat. Abia așteptăm să vedem, ne-a informat și domnul ambasador al Rusiei despre lucrul ăsta. I-am spus și noi, abia așteptăm să vedem condițiile. Ați fost, apropo, criticați că Maia Sandu a avut o întrevedere cu ambasadorul rus. Noi suntem oameni, să zic eu, civilizați, discutăm cu toți și trebuie să discutăm și cu ambasadorul Rusiei. Eu nu văd nimic aici. Și este o ocazie bună să-i spui ambasadorului rus cât de mincinos, corupt, fricos este președintele Dodon. E cea mai bună ocazie, vă spun eu, când în prima sursă află ce credem noi despre acest personaj care prin fraudă a ajuns în această funcție. Și am discutat și despre credit și am spus că cele două puncte dânsul a încercat să ne convingă că nu erau atât de periculoase. Zic, atât timp cât noi avem convingerea că ele sunt periculoase, ne dați-ne voie nou să considerăm că datoriile unor ceiși, unor, nu știu, alți hoțomani să fie puse pe seama Moldovei, nu este corect. Pe 27 august ar trebui să fie dat în folosință gazoductul Iași-Chișinău. Uh-huh. Am auzit declarația pe care a făcut-o premierul României, spunând că nu ar vrea să politizeze evenimentul. Cum vedeți această atitudine pe care a luat-o executivul de la București? Dânsul a mai spus să nu încerci cineva să facă dividende din acest eveniment. Adresa este foarte clară guvernului Dodon. Contribuția lor la acest gazoduct este minimă, dacă nu zero, pentru că ei cred eu sunt unicii care, ultimii care își doresc acest gazoduct să devină funcțional și noi să diminuăm din dependența de resursele energetice din Est. Vă pregătiți pentru prezidențiale? Sigur. Se înghesuie foarte mulți candidați pe șicherul de centru-dreapta.
deseori aud că nu e bine, că nu se găsește un compromis ca să nu fie această mare pozierie de candidați. Încercați să discutați cu cineva sau rămâneți la părerea pe care a enunțat-o și doamna Sandu, spunând că în primul tur au voie să candideze cei care doresc și într-al doilea tur ar trebui să sigur, fie o decizie comună. Sigur, timp mai este comună. pentru unii ca să-și reconsidere deciziile, dar noi nu li putem dicta și influența decizia. Oamenii spun foarte clar că nu e bine să fie mulți candidați, noi suntem de acord, tot așa cum suntem de acord că toate măsurătorile și toată și opinia publică înțelege că în turul 2 se prefigurează doi candidați foarte clar, între care o să fie dată bătălie. Rugămintea noastră către cei care totuși vor decide să margă în turul 1 e să aibă un comportament corect, să nu polarizeze electoratul pe dreapta, astfel ca în turul 2 să putem mobiliza cât mai multă lume la vot. Dar disputele cele mai mari rămân a fi în cel bloc acum care a existat și nu mai există între Maia Sandu și Andrei Năstase, pentru că aici am înțeles că orgoliu e mare. Deocamdată fiecare formațiune a rămas pe pozițiile sale. Deci noi am zis foarte clar, cel care ajunge în turul 2, admitem că va fi altcineva decât ce spun sondajele, noi o să-l ajutăm necondiționat. Necondiționat. Dar lucrurile, noi reieșim din realitățile care sunt. Deci, vedeți și dumneavoastră, comportamentul nostru este foarte corect. Noi nu răspundem, nu o să răspundem la atacuri. O să continuăm linia noastră de coalizare, de construire de punți pe dreapta și nu de ardere de poduri. Da, în Parlament, cel puțin aceste două entități, PAS și platforma, colaborăm. Da? Colaborăm. Au interese care se pliază mereu? Sigur, noi colaborăm, nu este o ședință în care noi să nu ne consultăm și să vedem care sunt pozițiile pe proiectele de lege. O ați urmărit probabil, în marea majoritate votăm împreună. Mai puțin ne reușește la nivel de Consiliul Municipal Chișinău. Dar și noi acolo nu. Deseori vi se reproșează că noi sunteți nu. Mai degrabă de partea consilierilor socialiști nu decât cum, nu, cred, de partea celorlalți. Noi cu socialiștii nu votăm devalizarea primării de loturi de teren în centrul Chișinăului. Iată, la astea noi nu participăm și le condamnăm de fiecare dată. În municipiu mai puțin ne reușește să fim auziți. Da. În Parlament e mult mai bine. În municipiu, Consiliul Municipal. Vă referiți la cele două componente, da. Platforma DA și PAS. Da. Acolo sunt înțelegerile mai mari? Păi, dacă urmăriți ultimele decizii care au fost pe atribuirea de loturi pentru interese, pentru Chertoca, ăsta de la socialiști, care e clar ca bună ziua, el a venit în Consiliul Municipal pentru loturi, terenuri, da, să le iei pe degeaba și să le vândă la prețuri exorbitante. Atribuirea de contracte, deci noi o să condamnăm și o să sancționăm la fel de dur cum l-am sancționat pe Dodon, orice tentativă de a pune mâna pe proprietatea municipală. Cum ar trebui să fie marcat cei 29 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova? Bună întrebare! Eu cred că marcarea independenței va trebui cumva marcată prin o evaluare a acestor ani și exercițiul din toamnă. Da, cumva zicem, domnule, haideți odată noi, cei pro-europeni, cei de dreapta, haideți să dăm dovadă că noi putem fi uniți. Noi, văzând experiența și modelul belorus, ucrainean, deci deci și noi n-am putea da dovadă de o unitate, de o solidaritate și să începem să eliberăm statul cu această instituție prezidențială. Nu că ea ar fi cea mai importantă, este una din instituții. Dar atâta timp cât nu ai instituții funcționale, revin, iată, indivizi de ăștia cu scheme, revin procurori, revin judecători, vestitul Clima, care a menținut decizia de anulare a alegerilor în Chișinău. Ăsta e
fără, cum spun moldovenii, fără 5 minute, numit în funcție de Dodon. Ăla care a pretins că a condamnat anularea. Deci, pentru asta avem nevoie de instituții care se spună unui Clima, unui, nu știu care, alt procuror, tu nu ai dreptul să ajungi în asemenea funcție. Acolo trebuie să fie oameni care își fac meseria, care respectă legea și indiferent, și o aplică indiferent de culoarea politică a unuia sau altuia. Mulțumim pentru această discuție. Eu vă mulțumesc. Succese și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vin cu plăcere. Mersi.